Deian Sorescu va juca sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon pentru FCSB. 150.000 de euro va achita vicecampioana României pentru împrumutul internaționalului român. Dacă vor dori să îl cumpere definitiv, roșalbaștri vor trebui să mai plătească încă un milion de euro către Racoc Zestoa, echipa din Polonia.